Bine v-am găsit la Improv Football, numele meu este Ciprian Stoica și astăzi o să facem un antrenament special, un antrenament pentru fundașii laterali. O să facem 3 exerciții specifice fundașului lateral, așa că urmărește-ne până la capăt pentru că o să-ți las și niște sfaturi la sfârșit pentru poziția aceasta în mod specific, ok? Așa că urmărește-ne până la capăt pentru toate cele 3 exerciții. Prima oară avem exercițiul 1-2. După cum bine știi, un fundaș nu este doar un fundaș în momentul de față, uneori ajunge și este și extremă, își ajută echipa în atac, cum face Marcelo, Dani Alves de la Liverpool, Arnold, Robertson pe partea cealaltă, pe partea stângă, așadar trebuie să fii capabil să execuți acest procedeu, pur și simplu driblezi către conul din mijloc, dai o pasă cu peretele, faci un 1-2, ai primit mingea din nou și iarăși repeți acest procedeu. Trebuie să fii capabil să execuți acest procedeu cu ambele picioare, pentru că în anumite situații nu știi dacă trebuie să lovești cu dreptul sau cu stângul. Așadar, trebuie să te pregătești la antrenament, să faci 1-2-ul și cu dreptul, dar și cu stângul. Da? Este important să faci acest exercițiu într-un ritm de 70% din viteza ta, așadar încearcă să te concentrezi pe conducerea mingii, pasul, adică 1-2-ul către coechipier, iar după aceea să termini. O să faci acest exercițiu 60 de secunde ori 3 repetări. După cum am spus la primul exercițiu, fundașul deja este o poziție care îți permite să te urci foarte mult în atac, așadar trebuie să ai controlul balonului foarte, foarte bun. De aceea conurile laterale o să te ajute foarte mult pentru că sunt puse în niște unghiuri foarte ascuțite, foarte strânte, așadar tu trebuie să faci în partea dreaptă cu dreptul, în partea stângă cu stângul, așadar trebuie să controlezi mingea cu ambele picioare pentru că o să te ajute foarte mult în situația în care o să urci în atac și vrei să controlezi mingea cu ambele picioare. Te va ajuta foarte mult să poți ridica capul sus după ce o să exersezi foarte mult la antrenament, după ce o să simți mingea din ce în ce mai mult, o să devină un automatism, iar tu nu te vei mai concentra pe minge și vei putea vedea unde este coechipierul tău, unde sunt adversarii și după aceea vei începe să vezi culoarele mult mai bine. O să vezi unde este portarul plasat, așadar o să te ajute foarte mult și în cazul în care urci și ajungi într-o poziție în care ai putea să marchezi, nu vei fi concentrat pe controlarea balonului, ci vei fi concentrat pe virea mingii corectă pentru a se duce exact în locul unde nu este portarul. Acest exercițiu o să-l faci timp de 60 de secunde ori 4 repetări. Exercițiul numărul 3, exercițiul fizic mascat, este un exercițiu aerob pentru că fundașul lateral trebuie să urce și să coboare de fiecare dată, trebuie să te pregătești în funcție de poziția ta. Așadar, este un antrenament și este un exercițiu specific fundașului lateral care trebuie să alerge pe toată banda, să se ducă înapoi, să vină, să controleze mingea, să accelereze, să decelereze și să își ajute echipa tot timpul. O să te ajute foarte mult pe tine în momentul în care vrei să faci acest lucru 90 de minute. Dacă te pregătești la antrenament, vei putea face față cu brio în timpul meciului. Este un exercițiu care te va solicita undeva în jur de 80%, deci ar trebui să mai fii capabil să și respiri în momentul în care faci acest exercițiu, dar nu faci la putere maximă, așadar trebuie să faci undeva la 80%. Exercițiul acesta o să-l repezi de 3 ori, ori 3 serii. Antrenamentul s-a terminat, așa că dacă v-a plăcut acest video, aveți un butonaș mic roșu aici, abonați-vă la canalul meu, dați un like la acest video și nu uitați să mă urmăriți și pe pagina de Instagram Improv Football. Aș vrea să îmi spuneți în comentarii ce ați dori să vedeți la următoarele sesiuni de antrenament și nu uitați cel mai important slogan: exersează, exersează, exersează! Bye!